Cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață Și-ți crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața! După mult timp, iată-ne din nou împreună la o emisiune care astăzi vrem să fie cât mai destinsă și cât mai... mă rog, dacă se poate. haioasă, de deși în zilele de astăzi, chiar și când glumești, glumești amar. Astăzi, așa cum am mai făcut-o de câteva ori, o să oferim niște premii pentru niște instituții, personalități, personalități importante din județ, pentru contribuția adusă la dezvoltarea acestuia. Eu zic că merită să vă uitați chiar dacă emisiunea nu este foarte mult pregătită, încercăm să o aranjăm așa din mici fragmente și să uh, încercăm să ne simțim cât se poate de bine. Uh, și să începem cu primul premiu pe care îl acordăm astăzi. Premiul se acordă uh, noi echipe de conducere de la Consiliul Județean Neamț în fructe cu Ion Asaftei, premiul se cheamă Depanatorii de Aur. De ce depanatorii de aur? Vă pot să lăsa încă imaginea să mai stea un pic. Lasă că explic eu. Deci, de ce depanatorii de aur? Pentru că, după ce a plecat fostul șef, le-a lăsat pe cap o mulțime de probleme pe care noi veniți, mă rog, noi veniți la conducere efectivă, că erau pe acolo, să le rezolve. Sunt așa de multe problemele încât cei de la conducere s-au transformat în niște depanatori. Și acum să încercăm să ne aducem aminte de un dialog celebru între Toma Caragiu și Anda Călugăreanu, care a făcut furori și face încă furori, dialog din Arhiva TVR. Bineînțeles că noi nu o să vă dăm tot, că nu e cazul aici, dar încercăm să vă introducem într-un dialog posibil între Iona Saftei și Ionel Arsene, aflat în Italia la Bari. Să ne aducem aminte un pic, dacă Bogdan poate, să vedem dacă poate, Se poate, ai preluat Bogdan? Deci se pare că avem probleme tehnice. Deci mă poți prelua sau nu mă poți prelua? Da. da. Deci, dialogul era cam așa. Deci, Toma Caragiu pe post de gondolier și Anda Călugăreanu pe post de femeie păcălită de gondolierul venit la Constanța în vacanță. Și Condolierul o cheamă la el în Italia și acolo își dă seama că a păcălit-o. Ei bine, încercați să vă închipuiți un dialog între Iona Saftei și echipa și Ionel Arsene plecat în, în Italia. Am încercat să păstrăm numele de Giovanni și să încercăm să ne să ne introducem în atmosferă. Deci, dacă poți, Bogdan... Mio. Mio. Ionel Arsene, Cum ar spune Ion, Ion Asaftei către Ionel Arsene? Auzi, Giovanni, înainte de a pleca... Ai zis să stăm liniștiți, că rezolvi tu toate. Drumuri, spital, poduri, bani, finanțări. După ce ai plecat, am rămas doar noi să ne ginim la belele. Auzi, Giovanni, ți-o fi bine ție în cizmă, cu pizza, cu gondoliere. Dar noi aici am crescut producția de preșuri, că nu ne ajung să acoperim tot rahatul. Bine, și acum ar trebui să-l auziți pe Toma Caragiu, cum spune O sole mio. Da, se pare că tehnic nu. Mergem mai departe. Continuă dialogul. Auzi, Giovanni, ai promis spital nou, cu saloane să poți întoarce mașinile în ele, cu elicoptere să ia bolnavi de pe șapte heliporturi din județ. Și noi am rămas cu Dita mai monstru plin de putregai, în care ai zis că pompezi bani și ai pompat hârtii și proiecte, plus bani de studii de fezabilitate, care s-au dovedit fezabile și profitabile doar pentru cei care le-au comandat și cei care le-au făcut. Giovanni, deci cum e? O sole mio. Giovanni, Giovanni mor oameni Giovanni, tu ai zis că modernizezi zupul! te-ai lăudat cu asta și ai plecat Giovanni, ne-ai lăsat pe noi să înculegem în jurăturile pe proiecte, să contabilizăm morții la spital, Giovanni, în timp ce tu te tratezi la sare în Italia, Giovanni, cum e Giovanni? Și continuă Iona al Saftei. Ne-ai spus Giovanni, poți să pui și poza aceea în colț. Cât de mult îți iubești tu țara, că, nu, că tu nu poți să pleci din locul unde sunt rădăcinile. Oh, 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 Mineralele la care ții atât de mult cu tot solul și subsolul țării ei, cu tot cu marmură și alte avantaje. Și ai plecat, Giovanni, la italieni și ne-ai lăsat. Ai plecat doar cu hainele de pe tine, probabil la low cost cu cecurile și codurile de la bănci. Acum spui, Giovanni, că te-ai dus la strămoșii tăi, cei care au făcut poporul român și vrei să te transformi în certătător. Istoric, Giovanni, să demonstrezi teoria, să demontezi teoria, că romanii au trimis în Dacia doar tâlhari și pușcăriași ca să populeze noua, noua țară și province, să ajute femeile Dace să nu fie singură. Și ți-ai luat cu tine, Giovanni, ajutoare care trebuia să stea să ajute țara asta să scape de corupți, și stau cu tine prin arhive să caute documente, o Alina Bica, un David Vâlcov, un Dragomir, fost securist, ca modele de români zămiseți din daci, din dăcițe și romani pușcăria și tâlhar sau nu. Giovanni, ce faci tu acolo, Giovanni, acum? Cam asta este oameni buni, Giovanni. Giovanni a plecat, a rămas Ion și cu echipa să acopere, cum spuneam, Rahatul cu preșuri, de la, Rahatul de la Consiliul Județean cu preșuri, dar producția de preșuri este scăzută. Așa că vom asista în continuare la o creștere a acestei producții, pentru că Rahatul este atât de mult pe proiecte în Consiliul Județean, încât e cu greu poate fi acoperit. Și spunem asta pentru că avem un premiu și pentru funcționarii din ce gen? nu pentru toți, ci pentru cei care au spus tot timpul da lui Ionel Arsene. Premiul este totul pentru șef, totul pentru eșece. Pentru că nu e așa și limba română este importantă de pe vremea domnului Băsescu și aficei sale. Care sunt funcționarii care primesc acest premiu? Cei care au făcut proiecte, cei care le-au coordonat, cei care au direcționat proiectele spre anumiți consultanți, spre anumiți proiectanți, spre anumiți făuritori de studii de pre și fezabilitate, care au câștigat foarte bine. În rest, proiectele pică unul după altul și ne interesează pe noi. Au picat proiecte la spital, au picat două proiecte importante la spital, unul cu extinderea UPU și unul cu uh, acel proiect mic cu fluide, despre care vom mai discuta un pic mai încolo, că e important. Și acum se caută vinovații. vinovații se caută în spital în loc să caute printre acei care i-au spus da, întotdeauna lui Ionel Arsene. Proiectele astea au fost semnate, finanțate, dar uh, s-a renunțat la ele acum pe motiv că să vezi, doamne, proiectantul nu și-a făcut treaba sau noi stăm să construim un nou spital. Până atunci transformăm spitalul actual într-o morgă prin subfinanțare. Nu-l pune pe Alex, lasă că mai avem timp până la Alex, că să-i dăm și lui Alex un premiu astăzi. Bun, un nou premiu pe care îl primesc cei care au organizat zilele cetății neamți. Altfel o manifestare interesantă, pot să pui o poză de acolo, în spate se observă o scenă, dacă, mă rog, altă poză n-am avut, în spate se observă o scenă, pe scena aceea trebuia să, fie festivitatea de deschidere. Ei bine, organizatorii, adică Consiliul Județean prin Iona Saftei și Primăria Orașului Târgu Neans, prin Daniel Harpa au primit premiul Am Tăcut și Am Câștigat pentru că după foarte mult timp o manifestare publică organizată de uh, niște autorități a început fără un cuvânt de deschidere din partea organizatorilor. Putem spune că a fost uh, redusă tăcere și Ion Asaftei în momentul în care a fost această deschidere, pentru că lui îi place să vorbească, mai ales când e vorba despre evenimente istorice. Ei bine, probabil că cei care au luat această hotărâre foarte bună și normală, să lăsăm discursurile uh, politice și, de alt fel, la asemenea manifestări, s-au gândit că s-ar putea face comparații între conducătorii de pe vremea cetății neamțului și cei de acum. Mai dăm un premiu de data aceasta pentru Alex Filimon, că tot ai pus uh, imaginea respectivă, dacă. Uh, dacă reușim, dacă nu vă închipuiți poza lui Alex Filimon, va primi premiul cel mai iubit dintre menegeri, pentru că este iubit atât în Consiliul Județean, cât și în interiorul spitalului, mai ales de către o parte dintre medici. Festivitatea de premiere va fi organizată de către Dan Vasile Constantin fostul uh, președinte al Consiliului de Administrație de la Spital și consilierul domnului Giovanni Arsene de la uh, Consiliul Județean pe probleme de sănătate și investiții. El va organiza această festivitate împreună cu câțiva dintre membrii Clubului Rotarii, uh, specializați medici, specializați în transmiterea de fotografii de la petreceri private. Cei care i-au acordat acest premiu domnului Filimon se gândesc la relațiile de bună colaborare, în special cu doamna Cristina Atănăsoaie și domnul George Bararu, medicul care stă cu ochii pe tot, pe tot ce face Alex Filimon și care tocmai are contractul prelungit cu un an ca să mai existe acolo cineva care să îl tragă de mânecă pe manager când nu face programul de gărzi așa cum ar trebui. Deci, Alex Filimon, cel mai iubit dintre, mene, cel mai iubit dintre manageri, la Piatra Neamț, la Spitalul Județean de Urgență, Piatra Neamț, după amiază, domnul Alex Filimon, probabil exasperat de faptul că vorbește, cere și este ascultat, dar nu și auzit, va face o întâlnire cu presa, am înțeles, ca să le vorbească despre eșecele de la spital, dar și despre realizările de la spital făcute cu puținii bani de la CG. În fine, zilele cetății, am spus un premiu și pentru primăria Piatra Neamț și o instituție care este în fiecare casă, aproape în fiecare casă de la noi, del gas Grid, dacă îi... Bogdan are imaginea, că altfel uh, poți să-mi pui și o imagine mai mare. Deci ce vedeți dumneavoastră acolo este intrarea de la un punct de alimentare sau, mă rog, de transformare cum s or chema ele, al de ga del gazului la Piatra Neamț, chiar în centru orașului. Punctul acela era deschis pe vremea când făceam noi reportaj și înăuntru erau tot felul de mizerii. S-a găsit soluția ca să nu se mai vadă mizeria, pentru că și aici preșurile de acoperit sunt puține și au folosit o crenguță. De aceea, primăria și delgaz, grid primesc premiu bagheta fermecată. Cu această baghetă, dacă o vor folosi cum trebuie, cei de la primărie pot să atingă podul de la spital și el să se construiască într o săptămână, în ciuda celor care întârzie lucrarea. Să atingă trotuarele de pe Bulevardul Traian și Decebal și să le acopere cu pavele, să mai atingă și spații de vers ca ele să uh, se transforme conform proiectului. Deci, bancheta fermecată pentru Delgaz Grid și primăria Piatra Neamț. În fine, avem uh, un premiu de data asta, un premiu, ca să spunem așa, pe bune, adică bun, nu la mișto, un premiu pe care ziarul nostru îl ofermă domnului Anton Ioan Măzărianu. Premiul se cheamă 10 ani fără primărie și este, este oferit pentru următoarea declarație, dacă reușește Bogdan să vă transpună în, în imagine și în poziția de primar ca să poată să-și de o grijă. Toată lumea. Da, altă poziție nu politică. Deocamdată nu, nu mă interesează în următorii 10 ani o poziție politică. Bun. Acum, haideți să, să, punem... Ca să nu spun pe viață. În următorii 10 ani. Haideți să punem adică vreau să, joc în, vreau să joc întâi în cupele europene și apoi. Da. Haideți să punem un pic lucrurile într-un anumit context. Deci, l-ați auzit pe domnul Măzăreanu, cum a spus că el, 10 ani cel puțin, nu are de gând să meargă la primărie. Declarația a fost dată pentru liniștirea spiritelor în primărie, pentru domnul Carabelea, care îl vedea ca pe un posibil contracandidat, nu numai el, ci și oamenii din jurul lui, partidul și sfătuitorii lui de taină care îi picură în urechi tot felul de lucruri. Ei bine, domnul Carabelea a primit, deci probabil îi va înmâna chiar el acest premiu 10 ani fără primărie, domnului Măzăreanu, fiindcă la stadion, la meciul de calificare, au fost 10.000 de cetățeni în tribună, bine, au fost și copii care nu votează, dar, dacă te gândeai că șapte și ceva de oameni au votat pentru uh, domnul Andrei Carabelea și zece mii au fost la stadion, uh, inclusiv domnul Carabelea, uh, declarația domnului Măzăreanu este foarte binevenită. Ce te făceai dacă candidat domnul Măzăreanu și în entuziasmul calificării din Liga a 3 în Liga a ii la vot îl vota și domnul Andrei Carabelea. Deci, după cum vedeți, acestea au fost Premiile date astăzi le amintim foarte rapid, de depanatorii de aur pentru Ionela, Ionela Sa, Iona Saftei și echipa lui. Premiul funcționarii CG implicați în proiecte, premiul totul pentru șef și totul pentru Eșece. La zilele cetății premiul am tăcut și am câștigat pentru că organizatorii nu au ținut spiciuri, lucru foarte bun. Alex Filimon, cel mai iubit dintre manageri, premiu înmânat într-un cadru festiv de George Bararu și Cristina Atănăsoaiei pentru prietenia dintre ei și prietenia instituțională dintre ei și prietenia dintre Alex și Consiliul Județean. Anton Măzăreanu, premiu 10 ani fără primărie, ca să nu trecem prin emoțiile unor alegeri în care el ar putea fi votat chiar de Andrei Carabela. Acestea fiind premiile, Teoretic, ar trebui să ne oprim aici, dar o să vă mai rețin atenția un pic cu niște lucruri extrem de importante. Acum lăsăm la o parte toată povestea asta cu premiile și vorbim un pic despre Spitalul Județean de Urgență. În ședința Consiliului Județean a fost anulat un proiect ca să vorbim pe aia dreaptă. Proiect care costa 2 milioane de euro, și în prim proiectul respectiv trebuiau făcute multe lucrări necesare și importante la spital ca el să poată obține acreditarea. Ei bine, ni s-a spus în ședință că de vină ar fi proiectantul, care nu și-a făcut treaba la timp. Lucrurile nu stau așa lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, de vină sunt cei care au făcut proiectul, care au semnat proiectul și în momentul semn din momentul semnării era tot timpul ca el să fie implementat, să se facă lucrurile așa cum trebuie. Numai că ambiția megalomanică de a face neapărat un spital nou, necesar în Neamț, dar fără să ții cont de realități, i-au făcut pe cei care conduceau Consiliul Județean, pe funcționari, să caute pretexte ca să oprească acest proiect. Și uh, o să vedeți din uh, corespondență și din alte lucruri pe care le pregătim pentru ziarul de joi că, de fapt, cei care au cerut sistarea proiectului au fost cei din Consiliul Județean, nu acum, ci în 2022, dacă nu mă înșel. Prin luna aprilie. Îmi aduc aminte și nu vreau să considerați foarte uh, depărtată comparația că în decembrie 89 au fost judecați unii și după aceea, în ianuarie, februarie, zilele, lunile următoare, au fost judecați unii pentru genocid, pentru faptul că au contribuit prin înfometare, restricții tăieri de energie lipsă de alimente în magazine lipsă de medicamente pentru au fost condamnați pentru genocid împotriva poporului român ce se întâmplă la Spitalul Județean Neamț cu investițiile Consiliului Județean duce undeva spre un atentat la sănătatea publică județeană. Un atentat care uh, nu poate fi imputat doar celor care nu poate fi imputat celor care conduc acum Consiliul Județean, ci tuturor celor care și-au adus contribuția de-a lungul timpului la situația aceasta. Și aici mă refer la Ionel Arsene, oamenii de sub el, funcționarii de vârf din Consiliul Județean care au achiesat, ca să folosim un cuvânt drag unora, la tot ce spunea șeful, la cei care trebuiau să sancționeze ce face Arsene, nu se ridice din număr, să spune, noi nu am avut majoritate. Da? La cei care nu au sancționat la timp derapajele cu armele pe care le aveau la îndemână, politice, administrative, la cei care au permis ca să se întâmple aceste lucruri. Ni se spune, da, dar vom construi un spital nou, serios, îl vom construi când? Că vom semna contractul, așa și. Că după aceea vedem noi cum e, cum e cu exproprierea pentru uh, utilități acolo, vedem noi cum e când, în care cincinal. De fapt, pot să mă întreb dacă nu cumva aștepta să re judece recursul în anulare la procesul lui Ionel Arsene. Poate, poate să întoarce el și vă ia de pe cap toate aceste griji. Tuturor și celor de la putere. Și celor aflați la putere, dar în opoziție, la județ, și celor aflați în opoziție. Oameni buni, nu prea se mai poate. S-a ajuns cu cuțitul la os sau cu spitalul la os sau cum doriți dumneavoastră. Avem o situație explozivă. Ea trebuie rezolvată. Nu, ni se spune că nu sunt două milioane de ori să continui proiectul cu acel proiect cu fluidele, foarte important. E greu de explicat aici de ce este important. Dar au existat milioane de euro de dat pentru spitalul de la Lețcani. Au existat alte milioane de euro aruncate aiurea. Și asta nu se poate face. De ce? Pentru că, vezi, Doamne, dacă se depășește termenul de 31 decembrie, anul acesta, ar trebui să dea bani Consiliul Județean acolo. Dar ce s-ar putea face până la 31 decembrie? Totul ar fi decontat pe bani din proiect. Un etaj, două, trei, câte sunt acolo de făcut? Argumentul că vom face un spital nou nu ține, băieți, nu ține. Mor oameni. Spitalul este în pericol să nu fie acreditat. S-a amânat acreditarea cu un an și noi ce facem? în loc să modernizăm UPU, să punem proiectele în practică, spunem că, domne, nu putem. Apropo, câți bani s-au cheltuit până acum pentru proiectul cu modernizarea UPU, câți bani s-au cheltuit pentru cel cu fluidele și cine îi dă înapoi dacă proiectele nu se fac. Eu din câte știu așa, cei implicați în proiecte primesc un spor la salariu de până la nu știu cât la sută, pentru că lucrează acolo. Dacă când un proiect pică, cum e? Ne oprim aici și ne gândim ce bine o duce Toma Caragiu pe post de condolier în Italia. O sole mio, Acantate. Ne oprim aici, vă doresc cele bune, să fiți iubiți, sănătoși.